Autoritățile se acuză reciproc în cazul femeii ucise ieri de câinii fără stăpân, în timp ce primăria sectorului 6 susține că poliția locală nu a fost înștiințată cu privire la situația câinilor din zona Lacul Morii. Trei documente arată contrariul. Reprezentanții ASPA spun că poliția locală a fost anunțată în repetate rânduri despre câinii care terorizează oamenii din zonă. Așadar, instituțiile pasează vina, dar cine este responsabil? Avem și o primă reacție a primarului sectorului 6, Cristi Popovici, în direct cu toate informațiile. Cristi, bun găsit! Ce spune acesta? Da, bun găsit! Până să vorbim de ceea ce spune Ciprian Ciucu, primarul de la sectorul 6, vă spun ce se întâmplă aici, la locul unde a fost descoperit trupul femeii de 44 de ani ieri dimineață. Cei de la ASPA, autoritatea care se ocupă de protecția animalelor, au venit însoțiți de mai mulți reprezentanți care au și puști cu tranquilizant pentru a încerca să prindă câinii care încă se află pe acest câmp unde și-a găsit sfârșitul femeia de 44 de ani. Deocamdată acțiunea lor este îngreunată pentru că plouă afară și câinii se ascund. Speră cei de la ASPA ca odată cu oprirea ploii să poată găsi animalele. Doi câini adulți au fost găsiți ieri și alți patru pui au fost capturați. Dintr-un total de 8 adulți și mai mulți pui, se crede că acești câini i-ar fi cauzat leziunile fatale femeii de 44 de ani. Revenind la ce spuneai și tu, la acuzațiile pe care primarul Ciprian Ciucu, de aici, de la sectorul 6, le-a făcut într-o postare extrem de virulentă pe rețelele de socializare, în urmă cu jumătate de oră, acuză în termeni foarte duri această autoritate care se află în subordinea primăriei municipiului București, dar acuză și pe primarul Nicușor Dan de faptul că nu au făcut absolut nimic în ultimii ani pentru a împiedica această tragedie, pentru a împiedica creșterea numărului câinilor fără stăpân în această zonă. Spune Ciprian Ciucu de faptul că această autoritate dispune de un buget extrem, extrem de mare și de ceva timp cei de la această autoritate nu ar fi eutanasiat câinii, ci doar i-ar fi capturat, i-ar fi lăsat în libertate. Adăposturile sunt supra-pline, spune Ciprian Ciucu, și asta a făcut ca operațiunile de capturare a câinilor fără stăpân să fie sistate de mult timp sau cel puțin să fie diminuate. Iar rezultatul este că foarte multe zone din capitale s-au umplut de câini fără stăpân. Mai spune Ciprian Ciucu și faptul că a dispus o anchetă și la poliția locală sector 6 după ce cei de la ASPA i-au acuzat de faptul că nu îi ajută să prindă câinii fără stăpân, spunând chiar într-o adresă că anul trecut cei de la ASPA au venit să captureze mai mulți câini tot în această zonă și chiar cei de la poliția locală de la sector 6 i-ar fi împiedicat, ar fi gonit câinii și i-ar fi împiedicat pe inspector să prindă câinii. Așadar, se aruncă vina de la o instituție la alta, cei de la sectorul 6 spun că cei de la ASPA nu-și fac treaba, cei de la ASPA spun că cei de la sectorul 6 nu-și fac treaba cum trebuie și vă spun și justificarea de ce își aruncă vina, deoarece se gândesc că pot face închisoare pentru așa ceva. În urmă cu 10 ani, când a murit Ionuț Anghel, băiatul de 7-8 ani care a fost mâncat de câini în București, proprietarul terenului de atunci unde s-a întâmplat tragedia a fost condamnat la 3 ani cu suspendare, iar primăria de atunci, de la sectorul 2, autoritățile locale au primit o amendă uriașă în jur de 2,5 milioane de euro. Acum înțelegem de ce fug toți de răspundere. Se tem să nu ajungă la închisoare din cauza faptului că au fost incompetenți și s-a ajuns la această tragedie.